Lene, ieși din corpul ăsta muncitor. Fraților, eu mă întorc la vlogging. Știu că am zis că voi posta un joc cu cățelușul, dar eu mă întorc la vlogging. Jocurile au fost ca un moment de respiro pentru mine, deoarece simțeam nevoia că voi crește. Fiecare joc de pe Roblox cream că îmi va aduce ce vreau mai mult. Vizionări. Dar se pare că nu s-a întâmplat așa. Așa că mă întorc la vlogging, pentru că asta e pasiunea mea, să mă filmez, să fac video blog, să... Așa mă exprim. Și nimeni nu-mi poate lua asta. Vreau doar să știți că eu nu sunt leneș. Chiar nu sunt leneș. V-am oferit content de calitate, adică în unele momente. Și pot spune că și eu am fost mândru de mine. În anumite momente pot spune că și eu am fost mândru de mine. Dar nu am fost mândru că lumea mă vede tot un om care stă degeaba. Și asta nu e adevărat. Poate ți se pare ție că stau degeaba. Dar uite, fac videoclipul ăsta. Prea multe chestii ciudate se întâmplă în viața mea. Să fiu sincer. Așa că eu mă întorc la vlogging, mă întorc să spun din viața mea ce trebuie spus. Așa mă simt eu bine.